Cei doi, de 41 respectiv 39 de ani, erau vecini de cartier, dar locuiau împreună în apartamentul femeii. Aveau o relație de 5 ani de zile. Seara trecută, când bărbatul s-a dus acasă, s-au certat așa de tare încât ea a vrut să pună capăt relației. A luat un cuțit din bucătărie și l-a înjunghiat. Rănit în zona gâtului, bărbatul a apucat să se ferească de restul loviturilor și s-a refugiat în altă cameră, de unde a sunat imediat la 112 și a anunțat că femeia l-a tăiat cu cuțitul și vrea să-l omoare. Poliții și angajații ambulanței au intrat peste ei în casă. Numai atunci lucrurile s-au calmat. Un conflict în familie, are o plagă laterocervicală superficială și dânsul nu vrea să depună nicio plângere. Bărbatul nu numai că nu a vrut să depună plângere, dar a și semnat că nu vrea să meargă la spital. În ciuda incidentului, el speră ca relația lor să continue și pe viitor. Bună seara, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? De ce v-aș certa cu soția? Polițiștii au audiat pe amândoi chiar în apartamentul unde s-a produs tentativa de omor. Bărbatul a refuzat să depună plângere, așa că iubita lui nu a fost reținută.